Mom, I'm on TV. My first TV. First, but not last. I'm Batman. Batman. Deci m-am uitat la alegeri prezidențiale 2014. Începe first, but not last. Pe 5 septembrie 2014, deci a trecut septembrie, The Supreme Court anunces, nu știu ce pula mea, anunces. Deci anunces. Deja anunces. Și după aia electoral campaign. Campaign. E cu chiar cu pei. De ce? Păi am văzut că se captește și se certește, dar original. Le trebuie bani mulți la băieți. Și a început să facă ce face toți românii. Mai ales. Și auzi, în Timișoara, astăzi în Timișoara, mâine în toată țara. De fapt, se întâmplă în toată țara. Vrea să dărâme niște clădiri care sunt frumoase, le-a pozat ăștia. Dă patrimoniul național. S-ar putea să fie și pe la UNESCO ceva. Să dărâme. De ce? Ca să facă el un building de la un zgârie brânză. Da, proșii Timișoara, îmi pare rău. Bă, în 89 era mai deștept. Da, acum sunt. Cum mă alegi tu pe unul care îl cheamă robul? Pe ce ați mers? Pe religii? Robul lui Dumnezeu? Cred că ăla așa avea campania electorală. Eu sunt robul lui Dumnezeu! Adică să îți alegi sau să alegi în președinte unul care îl cheamă Băsescu, adică cur. Nu, suntem tari. De-aia îmi pun eu ca canis familiaris, că vreau și eu să intru peste 5 ani să candidez. Votați ca canis familiaris, că seamănă băiatul bămbit, ca Iohannis. Claus meine Teil. Băi, eu am Teil. Ce tăi? Păi sunt reptilian. Mai am trei vertebre în plus. Deci n-am niciun succes la conia chirilă. Dacă mă pipă e fata și îmi vede codița, o să zic, ai codiță. Dar fata, sunt codan. Nu ești golan. Golan globus. Și nu globus. Sunt bufon. Nu ești afon. Dar sunt spiridon. În Caragiale. Gagicarul. Da, m-a lăsat și de la bă. Mă gândesc să mă duc la mănăstire. Să-mi deschide preotul Biblia. Ia. Deci îmi fac singur mănăstirea acum pe loc. Ia, hai să vedem cine câștigă alegerii. Capitolul 62. Bă, nu mai văd nimic. Să-mi bag până, să zic de noapte. Nu știm cine. Cap. Deci, așa se scrie capitolul. Cap. Deci, 62. Și aici începe 1, 2, 3. Dumitru Prunariu. Ia uite, bă, Dumitru Prunariu. El e Robin Hood, ea era. Acum, abonament, zice. Uite aici, atunci. Și tu. Și eu? Tokyo? Tokyo? Cam bă cu bulă. Care e capitala Japoniei? Mamă, ia că zic tare. Nu, nu, pula. Rezistă la șocul, iată. Mi s-a venit lipuricii.
Cred că e sabele lui Curicin. Mamă, e sabele lui Curicin la băiat. S-o fi strigat? Nu, adică pornește, dar nu până, adică îl bagă aici. Îi murise Licuricii la băiat. Da, e Survivor. I'm a Survivor. E imortal. E... A, ăla! MacLeod era din Timișoara. Era corcitură de engles cu român. Ia uite ce cernește. Vrea să dă râne. Mamă, trebuie să bage bundozele. Bă, ce ăștia cu bundozele? Nu pot, clădirea aia sunt mari. Vine cu o macara, cu o bilă. Și bagă bila în față. Ca băieții care se joacă când face biluțe de muci. Și o face pe fata muci. Că fata fiind clădire veche, de patrimoniu, și că e protejată de lege. Cum? Are prapet. Săpun. Nu știu cum să pun la cur. Înainte să putem cur. Păi, ăștia se dispărează, bă, da. Și urditorează, bă. Deci, câte acte ilegale a făcut ăla? Unul după altul. A făcut trimitere la minister să-l scoată de-un patrimoniu. Bă, odată ce ai intrat în patrimoniu, nu mai poți scoate de patrimoniu. De ce? Există lege de scoatere de patrimoniu? Ce lege e? Deci primarul, robul lui Dumnezeu, o iei pe roaba lui Dumnezeu? Vreau să te văd când vii cu târnă-copu, târnă-robocat, târnă-așa, cu cea târnă la trecare o burfacă de aia grasa. Noroc că ai o secretară muită bună, dar scampa cu fata bani. Și ce vrei tu să faci acolo? Un building de birouri. Păi e bine în Timișoara, păi de ce? E aproape de Ungaria, de Austria. Și ei ar vrea o reprezentanță acolo. De ce? Timișorenii au, totul se descurcă. Fiind aproape de graniță, mai face și ei un trafic mic. Și ca așa se întâmplă la Goiată. Noi aici am bucale, să atârnă la pensii, la salarii, la rafturi de astea, că nu putem să ajungem până pe Dunăre. Și oricum Dunărea e cam periculoasă. Dacă treci cu barca, nu știu de câte ori treci. O mare vertigă, fata. De-aia sunt ecluze de la porțile de fier, alea, știi? Bă, ce dă-l conflict pe aici, uite, la masă în bătură. Și mă, nu-mi pare mai bine, nu știu, nu știu. Să mă duc în pula mea la Victor Babescu, nu e ce pula mea. De la o țigare, nu știu, nu e pula mea. Păi, trec cu ciorditorii original cu culele albe. Ce poate? Ia de la pula mea. Păi și eu puteam să ciordit de la Evita, dar n-am cumpărat niciun orin. Păi tu știi cum, câte orinuri aveam, bă. Erau din material special, pentru la temperatură și pe fine. Un singur oring aflasem de acolo la ea. Aia poate mai ciordești, dar ceva nu puteai să ciordești multe, că era pe buget, era firmă-firmă. A furat și din depozit. La un moment dat, evreul ăla s-a supărat, băi, a dispărut marfă de, nu știu, 40 și ceva de mii de euro. Și am zis, mamă, original. Păi cine e cioritor? Păi, bă, păi ăla care lucra acolo. Și ăla care lucra acolo a venit să lucreze cu mine.
Și se voi da care salariu mic. Mă hărțuia. Mi-a zis, vă stai cu minte, cu ștalitii. Care place la fetii. Și mai avea și un portar libidinos care vrea să cumpăre DVD player-ul după ce moșul m-a dărut în cam, am făcut practic DVD player-ul. Vrea, dă-mi și mie, vreau să-mi cumpăr un DVD player, ai un DVD player? Păi, băi, eu sunt prost, nu dau seama că tu mai zici tot. Dar tu nu o să ajungi ce zic cu mine, băi, fetii. Eu sunt și student DVD, la drept. Ce pula mea, știu, analfabeticien. Da, vorbea frumos cu băiat, îi facem pe tot. Și vorbea, ăla dădea limba pis de la babă. Când l-am surprins, i-a dat pis la telefon sau la ochiul aia. De babă de aia reușită multe. Și am zis, ia uite ce face studentul mie, e gigolo. E gigolo de cacamaro. Și nu era nici student. Dar după aia s-a adaptat și asta. Osta maturții s-a îndrăgostit de un gigolo și ăla de cacamaro. Când am văzut, bă, dar ce știu eu să mă spune. Că după făceam și o fază de nefească român. Vorbeam cu tata, făcut, băi, aia putea să-l scrii pe-n freză pe ăla. Era cam pitic, avea 1,50. Ăla cât pula mea avea 1,40. Cred că s-a dus până Africa și a luat un pic meu. Poate trebuia să fii pe Maroc pe aici, jucai Maroco. Știi de ce? Că ăștia e mai înalt. Nu știu, negru, înalt. Ce de-o? Ți-ai luat 3 în 1. Era mic. Era cu o căpățână mai mică decât fata. Se uita fata în jos, zicea, cobori în jos, începe plin. Că când? Că acum? Acum? Ubire! Și era ubire de telenovelă. Să trăiau telenovelă. Mie mi-a venit rău. Am zis, eu. Cu cine m-am locuit? Cu surogatul de cafea? Păi eram tare fată, eram cafea. M-am locuit cu... Ca împăratul ăla roman nebun și ăla că a avut romanii ăștia niște nebuni. Sau nu știu, ne-am nu știu cu oameni ăla. Și a botezat calul. Arcibal, sau nu știu cum pula mea a pus numele. Și Tasu și-a botezat calul, știi cum îi spune tata aia lui, dar l-a vândut la un vecin. E o gloabă de aia, râdea Ioana de capul ei. De ce nume i-a pus? Dan. Nume de om. Zice, pe asta face mișto de mine. Eu cred că ea i-a schimbat numele, ea a zis lui tata ei tu, că ăla o iubește pe față. De băieții și cam bate jos. Păi îi pune la muncă, îi pune original. E bala că se duce la țară, se distrează, se pozează, o doare în priză, e originală fata. Îmi place de ea, din punctul de vedere. Și tu ce faci? Unele pitulice. Fratisul Andrei ăla micu, pac, l-a băgat ăla, l-a stupărit. Și ăla e super expert în calculatoare, îmi bagă și el bine. Că e bine. Pe ăla mare îl bătea cu Mihai, l-a antrenat și ăla sărat cu enalt și schilot. Îl bătea tata și zice, băi, e violent și ăla, cum e, stai cu mine și bă, dar tata meu era blând. Ne bătea și el, dar cu vorba. Și n-a bătut-o niciodată pe omul aia. Doar odată s-a enervat și el, taș fă veto, că mama aia avea viteză mare. O cheamă Elisabeta. O cheamă, la mult. Dar s-a chinuit. Era băbăciune. Nu știu. Nu și-a atins targetul de piață de 100 de ani, așa era român. Dar s-a apropiat.
Am scăpat și de mama aia la asta. Asta era și mai bătrân. Asta o chema, cred că Matusalema, mama lui tata. Nu, o chema Paulina. Eu îți voi, eu cu mama aia trebuia să ne zicem la mulți ani. Nu mi-a dat niciodată, ea nu știa că o chema Paulina. Și nu mi-a dat niciodată răspunsul pentru că m-am uitat telefon. Cred că și sorba era ocupată cu mămăița, că are garsonieră. O fost un super mișto. M-a lăsat mască, că i-am aflat după o lună capul din mămăița. Oare chiar într-o zonă mișto, cu blocuri noi, super mișto, la etaj bun, lângă teatru masca, te lasă mască. Nu știu, eu e închiriată. Te muri, de când dacă stai o... Și cine o lua banii, nu știu. Cine are copii, eu n-am niciun copii. De ce copii, trebuie să hrănește și gura în ceva. Care nu costă bani. Totul costă bani. Eu sunt yogi, yoga. Cum făceam mișto cu dragoste, băi, noi suntem iogari. Da. Nu mă cheamă Iorgovar, mă cheamă iogari. Da, era niște yoghini de aia care stătea câte o lună, un an de mâncat. Ăștia pâțânjise încă niște. Din mare cerească, bă. Tu chiar crezi prostiile astea? Dă-mi pulă, fizboasă.